Ok. Bună seara, bine v-am găsit la cursul 6. Ultima oară începem să discutăm de cum arată un mixer. De data asta am trecut de la slide-ul la practică, v-am adus chiar obiectul în sine. Să trecem foarte rapid printr-o foarte scurtă recapitulare. Discutați-mi dacă nu mai știu de trecută până aici pe undeva. Vă mai aduceți aminte ceva butoanele albe pe care scrie gain? Ce înseamnă to gain în limba engleză? Că lucrurile au o logică. So to get, gain, or to get, yeah, so to get, and so, is that like an in, no, is that for a microphone? Pentru microfon sau pentru orice alte sunete, surse de sunet, gândește sigur, dacă avea niște butoane pe care scrie gain și limba engleză, to gain înseamnă a obține, a avea mai multe chestii. Și butoanele astea par să controleze cât obține. Ce înseamnă treaba asta dacă controlăm cât obține? To level the level like the output. Deci cum a sugerat voi împreună 3 sau împreună 4, aceste butoane controlează cum ar veni volumul la un amplificator normal, dar rolul lor nu este de a da mai tare sau mai ce sunetul cască, rolul lor este de a face egal. Deci dacă aici ai un microfon mai bun și aici un mai puțin bun, o să dai butonul ăsta de aici de la mai puțin bun mai mare, ca după aceste butoane cele două microfoane să sune la fel. Tot așa, dacă ai, nu știu, un microfon pus foarte aproape de o tobă și un microfon de partele vorbitor, le vei regla de acolo ca să sune pentru același gen de, nu știu, de intrare, să sune la fel și la ieșire. Asta fac butoanele de acolo. După care avem un rând de butoane mai mici. Le vedeți astea pătrate? Yeah. Se vede și la cameră butoane pătrate de aici, pe care scrie 80? Yes. Ok. Aveți 80 și aveți o linie ciudată. E un fel de bară așa scrie 80 și 80 sub bară. Le vedeți toți? Și astea sunt butoane care rămân apăsat. Deci dacă apeși, rămâne apăsat și mai apeși o dată și sare înapoi. Aveți, n-aveți idei? Puteți să ghiciți ce fac instrarea? Să explicăm de la zero. Ați mai văzut vreodată un simbol de ăsta cu o bară dreaptă și pare lăsată și o cifră sub el? Nu. Seamănă cu radicalul, dar nu e radicalul. Deci ăla de acolo se numește că e un filtru trece sus. Adică 80, cifra 80 de acolo, stai la 80 de Hz. Și când butonul e apăsat, toate frecvențele de sub 80 de Hz dispar. Ce înseamnă chestia asta în română? Înseamnă că sunetele erau foarte, foarte grave, care nici măcar un bariton nu poate să le scoată, și sunt cauzare faptul că te-ai împiedicat microfon sau că e o vibrație în static, alea s-au anulat complet. Deci pentru asta e pus butonul ăla. Și în mod normal, dacă intrările de aici nu sunt o tobă sau un contrabas sau o chestie care emite sunete foarte joase, ele trebuie să stea apăsate ca să filtreze acele frecvențe de care nu ai nevoie în mod normal. Data viitoare, când o să avem puțin mai mult timp, o să vă și explic de unde vine simbolul. De ce e covara așa și așa și scrie 80 chiar aici. 80 este punctul ăsta unde bara începe să o ia jos. Și, cum spuneam, o să vă visez data viitoare cu puțină matematică să vă arăt de ce e simbolul făcut așa. Dar, ca să știți, pe mixerul ăsta e la 80 de Hz, pe mixerul de jos, dacă nu știu, scrie 100, de la 100 de Hz în jos, când apeși buton ce e sub, nu mai trece nimic. Întrebări până aici? Cum se numește filtrul trece sus, în românește. High pass filter în engleză. E, cum să spun, funcționalitatea e cumva invers față de simbol. De simbolul îți arată limita de la care încolo lucrurile merg și sub care nu mai merg. De aia bara este după 80 în partea asta. Ok, mai sunt după următoarele două butoane galbene de care întreba Bogdan în ultima oară, în ultimele 10 secunde, că nu am mai avut timp să explic în ultimele 10 secunde. Cele două butoane galbene de aici, pe care scrie comp. Point to them again just for a second. Yeah. Ok. Butoanele pe care scrie comp și cu graficul de aici care descrie funcția matematică care se întâmplă aici, alea două controlează ceea ce se numește în tehnica audio un compresor de dinamică. Înțeleg că toți faceți pian aici sau comentați la pian. Yep. Știți ce e dinamică? Yep. Când e mai tare sau mai încet. Dar știți că pianul este, cum se spune în engleză, un velocity sensitive instrument. Dacă atingi ușor, se aude încet. Dacă dai în clapă, se aude de răsună camera. Diferența între cel mai încet și cel mai tare sunet într-o piesă muzicală e dinamica acelei piese. La fel și la audio, la vorbit. Avem oameni care vorbesc încet, avem oameni care vorbesc tare și avem mai ales predicatorii, oameni care odată vorbesc încet și trimite mai încolo țipă tare. Și în mod normal avem următoarea problemă care poate că ați văzut-o și acasă, dacă e la radio muzică simfonică și dați volumul radio ca să auziți pasajul cel mai pianissimo, e frumos să aude și când începe orchestra și cântă la final cu mezzo forte, zboară geamul, deci nu e bine. Și invers, dacă reglezi să audă bine când e tare, nu mai auziți când cântă o singură vioară. Aia pentru că dinamica piesei muzicale, cum a scris-o Mozart, e mai mare decât dinamica semnalului de la radio. Și atunci trebuie să te regrezi fie într-o parte, fie în cealaltă plajă. Și atunci ai nevoie de un astfel de circuit, care comprimă dinamica.
face loc să fie de la, cum era, de la pianissimo la triple forte, să fie de la mezzo piano la mezzo forte. Și atunci ați în cap, avem canalul disponibil. Și astea de obicei se găsesc pe canale de microfon cu pregătire, pentru că vocea umană de obicei o chestie care e cât e foarte cet, cât e foarte tare și nu vrei să faci să stai cu una tot timpul pe butonul ăsta și cum ți-i bătat mai tare de mai încet, cum vorbește mai încet, dai mai tare și faci așa tot timpul spectacol. Deci atunci dai butonul ăla puțin mai sus până când constați că te poți adapta pe, cum să spun, pe dinamica vorbitor. Sunt oameni care au voce monotonă, sunt oameni care fac variații mai mari între ceea ce dai. Și de acolo, din butonul galben, reglezi chestia asta. La mixerul nou, astea albe sunt negre și sunt foarte aproape de mufa aici, iar astea alte sunt albe, nu sunt galbene și nu e sarbastre. Sarbastre și primul buton din capul și de butoane. Nu trebuie să țineți minte pe rost că, la fel cum am făcut la cameră cu rândul în practică, o să facem și la mixerul de jos cu rândul, deci veți avea ocazia să puneți mânuțele voastre direct pe ele. Întrebări până aici. Și odată reglat, nu te reglat? Cât timp, cum să spun, e ca matematică, cât timp tot cadrul rămâne la fel. Deci dacă rămâne același vorbitor cu același microfon, da, reglajul rămâne făcut. Dacă se schimbă mari variabile, trebuie să rămâne reglezi. Ok, mai avem 10 minute. Bun. Ce e următorul? Ok, o să vorbesc foarte repede următoarele 3 butoane gri. Deci următoarea secțiune, e o bandă albă aici, următoarea secțiune avem 1, 2, 3 butoane gri. Pe care scrie chestii de genul high, medium, low și alte indicații de genul ăsta. Nu le vedem verzi. Ok, dacă știu că sunt verzi, nu am decât să vă șert cu voi. Astea, 3 de aici. Aia de jos? Nu, asta, nu asta. Numai 3. Bun, sunt verzi, că prea vă văd. Știu că nu văd culorile cum trebuie, așa că n-am decât să vă contrazic. Esențial este că sunt de altă culoare decât alea mari de albe de jos și decât astea de game, că e tot așa un cod al culorilor. Deci, acele 3 butoane de acolo pe care scrie sus, mediu și jos, alea se numesc un egalizor grafic. Care, nu știu cum să explic în cuvinte simple, ideea este că atunci când adun mai multe semnale, de exemplu, vocea cântărețului și cu sunetul de la chitară și cu sunetul de la tobă și ce mai acolo, când le aduni unele peste altele, tu te gândești conceptual că obții un sunet, o muzică care le cuprinde pe toate. Problema este că, de la fizică, poate ați auzit de principiul superpoziției forțelor, adică dacă mă sui eu pe masa asta și sui și tu, și tu, și tu, atunci masa trebuie să suporte greutatea noastră a tuturor adunată, la fel și la muzică, la sunete. Dacă aduni un cântăreț și încă un cântăreț și cu o chitară și încă mai multe, pune multe chestii, crește nivelul foarte mult. Melodia va suna mult mai tare, deși fiecare instrumentist în mod individual nu cântă mai tare, dar dacă îi aduc pe toți la o dată, se aude tare. De-aia poate ați văzut la unele concerte simfonice, sunt bucăți din partitură în care compozitorul a scris aici cântă decât două fiori și după aia mai acolo cântă toate șase și se aude din sală ca și cum i-ar fi cântat mult mai tare, dar nu cântă mai tare, cântă mai mulți. Din motivul ăsta, ca să nu se facă buluceală foarte mare în semnalul final, să mai înțelegi nimic, să se întrebătă toate chestiile, ai acele butoane din care poți să tai chestii. De exemplu, pianul, mai ales un pian de jur electronic, un pian fizic, are un sunet care ocupă foarte mare parte din spectrul audio. Adică, la cântă o notă și tu auzi nota aia și, de fapt, armonicile sunt foarte, foarte multe. Și deci, dacă vrei să combini pianul, de exemplu, cu un vocalist, fie trebuie să urle săracă o tare, fie pianistul trebuie ca să atingă pianul, altfel nu se mai înțeleg unul cu altul. Și atunci, pe canalul de la pian, ai mai tăiat din joase și s-ar auzi vocea omului care cântă mai mult. Asta face, de-aia se numește egalizor grafic, că la fel cum asta egalizează în tărie, ale egalizează în culoare, dacă vreți, în natura sunetului. Data viitoare putem face grafice și cine ține la fizică nu o să fie plictisit, dar nu vreau să vă sperii de acum. Bun, mai avem 7 minute, o să pun punct cu lecție aici, că trebuie să discutăm de ce facem mâine. Că e eveniment mare și trebuie să mergem la treaba. Mulțumim frumos!